Mureșul Mijlociu cu Gir este un sit de interes comunitar care se întinde pe o suprafață de 356 de hectare, de-a dreapta și de-a stânga a râului Mureș, pe un parcurs de 23 de kilometri și de-a lungul râului Cugir pe o distanță de 2 kilometri de la punctul de confluență cu râul Mureș. În declararea zonei ca arie protejată, un rol major l-a avut prezența în zonă a zăvoairelor de Salix alba și Populus alba și prezența de asemenea a 10 specii aflate pe anexa 2 a directivei Habitate, castorul și vidra dintre mamifere și 8 specii de pești. Relieful tipic de luncă determină tipul de economie agricolă, terenurile fiind folosite în principal pentru pășuni, pentru cultivarea cerealelor și chiar a viței de vie. Impresionantă este revenirea castorului pe vechile teritorii, după ce în anii 1900 era considerat dispărut. Acesta fusese vânat pentru blana lui valoroasă și pentru un exudat folosit în industria parfumurilor. Vidra a fost și este braconată în continuare, în principal pentru că este considerată un prădător al peștilor. În cuprinsul habitatului întâlnim pădurile de plop alb și salce alb, ca specii dominante, importante în economia locală, iar vegetația erboasă este reprezentată de specii cu habitus înalt. Desecarea zonelor umede pentru a crea suprafețe agricole duce la pierderea habitatelor numeroaselor specii de animale și plante. De aceea avem menirea să conservăm împreună cu comunitatea locală flora și fauna din Mureșul Mijlociu, Cugir. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.